Seara trecută a avut loc o altercație în municipiul Constanța, la intersecția străzilor Oborului cu București. Potrivit martorilor, două grupuri s-au bătut cu rângi și topoare. Astăzi, în jurul orei 17:40 de minute, polițiștii secției 3 au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane la intersecția bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu strada Oborului din municipiul Constanța. Unul dintre cei care a participat la acest scandal ar fi intrat într-un rond cu flori, iar parbrizul mașinii sale a fost spart cu un topor. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism în care se aflau două persoane ar fi fost blocat de alte două autoturisme în care s-ar fi aflat mai mulți bărbați. După ce ar fi blocat autoturismul, aceștia i-ar fi agresat pe cei doi ocupanți ai primului autoturism, ulterior provocând distrugeri și vehiculului. Două persoane au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Polițiștii constanțeni au deschis o anchetă și vor să stabilească identitatea tuturor celor implicați în altercație.